Doinița German este interpreta care s-a remarcat mereu nu doar prin stilul muzical abordat sau prin aparițiile neordinare presărate cu bun gust, dar și prin caracterul deosebit. Tot acest pachet complex denotă atât un interpret cât și un om integru. Din surse sigure am aflat că vara Doiniței a fost plină din mai multe puncte de vedere. Am fost curioși să aflăm cât la sută a fost rezervat pentru muncă și cât pentru odihnă. Eu fac ceea ce îmi place, eu nu cred că în general eu muncesc, oameni buni, cine muncește aici? Nu muncește nimeni, toată lumea, deci eu nu știu ce înseamnă muncă. Adică eu fac totul cu dragoste și pasiune, eu investesc maximum puteri, dar ideea e că mie lucrul ăsta îmi produce plăcere și pentru mine eu chiar nu-l consider un fel de lucru din greu, știi? Da, îmi consumă energie, pentru că oricât, indiferent de oboseala care te apasă, de nopțile nedormite, cântatul pe la ceremonii, petreceri, concerte, dar tu știi că atunci când tu ieși în fața publicului, tu trebuie să dai tot ce ai mai bun din tine și tu trebuie să-l încarci cu energie, cel puțin acela este scopul meu, și atunci toată oboseala și celelalte nuanțe pică și efectiv tu trebuie să găsești undeva din tine dragostea aia, puterea aia ca să faci lucrul acesta. Și poate aici e un moment așa că e o muncă în sensul ăsta asupra ta, dar până la urmă dacă faci cu dragoste, zic că nu este atât de greu. Pe final de iulie, interpreta a participat la cel mai cunoscut festival al țărilor nordice, Baltic Song Contest, organizat în Suedia. Care au fost pașii de înscriere, dar și cum a derulat acesta, ne spune chiar Doinița. Fetele Ylva și Linda Persson sunt două fete din Suedia, două textiere, compozitoare și producătoare, au și casă de producție acolo cu care lucrează. Ele mi-au scris piesa din acest an pentru Eurovision, ele de fapt m-au și convins să particip anul acesta la Eurovision și tot ele au depus de fapt setul de acte la concursul Baltic Song Contest. Acolo depun cerere sute de artiști din întreaga lume. În momentul în care, ca să ajungi acolo, dacă ajungi acolo, tu ești sigur că ție ți se achită drumul, se achită cazarea, se achită hrana, deci tu ai toate condițiile, nu trebuie decât să te duci, să-ți iei costumul cu tine și să cânti și tu te simți artist. Pentru că din sutele de artiști care depun cerere anual, anul acesta, de exemplu, în concurs au fost primiți doar 12. Dosarul a fost depus cu mult timp înainte și a conținut foarte multă informație. Toată activitatea noastră a fiecărui artist în parte, toată activitatea pe care artistul desfășoară aici în țară, deci ei sunt interesați de oameni interesanți. Nu doar oameni care știu cânta niște note, ei sunt interesați de oameni care au experiență. Ori eu am experiența organizării tot felul de evenimente artistice, spectacole, scenarii, regii, proiecte sociale, sunt și autor de texte și de muzică, fac și muzica cu băieții, cu orchestra împreună, am și o orchestră, un taraf, orchestră cu instrumente folclorice, deci le-am scris absolut tot, sunt și voluntar, fac și voluntariat, sunt și profesoară de cantă, voluntar la un centru pentru copii de vreo 10 ani încoace, adică am foarte multe activități despre care le-am vorbit, plus la asta au fost anexate foarte multe materiale video cu interpretările noastre 100% live. Mi-a plăcut pentru că e mai mult decât un concurs de muzică. În afară de concursul de muzică, de orchestra aia live care cântă pentru tine, orchestra aia care e din Polonia și a învățat elemente folclorice la fluier, elemente naționale moldovenești, în afară de limba română pe care am dus-o acolo, de ia națională pe care am dus-o acolo, brâurile naționale, florile, coronițele de flori moldovenești, cum îmi place mie să zic, în afară de toate chestiile astea, de fapt nu e un concurs, e un festival acolo, care durează o săptămână, din zori și până în noapte, unde vezi de toate felurile, de toate culorile, tot felul de tradiții, tot felul de națiuni, reprezentanți ai diferitor popoare și ei fac, își demonstrează părți din creația, cultura lor. Se vezi ce se face pe străzi, e un adevărat carnaval acolo. Deci mașini de epocă, dezbrăcați, îmbrăcați, pictați, colorați, de tot felul. Nu cred că mi-ajunge, am nevoie de o reșir ca să povestesc câte am văzut acolo. Aceasta s-a înscris în concurs atât cu o piesă în limba română, cât și cu una în limba engleză. În final, creația interpretată în română a câștigat prioritate, dar i-a adus și premiul mare al publicului. Toată lumea a avut două piese. În prima zi de semifinală, noi am interpretat două piese, după care juriul a ales una dintre ele. Eu am cântat Irresistible, piesa mea de la Eurovision din anul ăsta, care e semnată de fetele, surorile Persson, care, apropo de asta, au fost cu mine acolo, au cântat pe scenă, atât în engleză cât și în română, am învățat piesa a doua, Hora Petoloacă. Hora Petoloacă, de fapt, este piesa care a trecut în finală, spre marea noastră uimire pe de-o parte. După semifinală, oamenii veneau să ne asculte la repetiții.
Da, tare frumos. Au dansat, se luau și câte doi, se luau și câte... repetau mișcările după noi. Festivalul se desfășoară în aer liber. E o scenă imensă acolo. Sunt condiții tehnice de nedescris, cum n-am mai văzut la noi, știi? Adică e tare frumos. Da, se desfășoară afară, e foarte multă lume acolo și repetițiile efectiv se fac ziua tot pe acea scenă, în aer liber. Și publicul are posibilitatea să vină să te asculte. Și noi ne-am dat seama din prima semifinală că am făcut o groază de fani acolo și la repetiții ne-am îmbrăcat cu fetele Nii Naționale. Au jucat moldovenești, ca să înțelegi. Și într-adevăr era foarte multă lume care făcea poze cu noi, care mă întreba de unde sunt, care mă întreba ce înseamnă hor, care... Deci, tot felul de chestii de genul ăsta. Și noi ne-am dus la repetiții ca la concert. Ba chiar mai mult l-am rugat pe dirijor: hai să cântăm de două ori, vă rog. L-am mințit că ceva nu mi-a convenit în primul dublu, ca să mai repet o dată. Deci oamenii dansau pe aceeași piesă la repeat. Baltic Song Contest nu a fost doar un festival condimentat cu emoții unice, dar și cu întâmplări la fel de deosebite, care au reușit să o convingă pe frumoasa blondă că viața poate bate și filmul. Avem un dirijor acolo tare haios, smușea din cap, așa, știi, nu dirija, pur și simplu, da. Se rupea cu noi în două acolo pe scena aia. Și la un moment dat, noi aveam cu fetele o mișcare, când trebuia să venim toate trei alături, să ne luăm așa și să mișcăm picioarele în același mod, deci să ridicăm picioarele în sus în același mod. Și la un moment dat m-am gândit eu că dirijorul ăsta pare cam nebun și cred că o să se integreze. Și brusc, la momentul ăla, mă duc și îl trag de dirijare și arăt: hey, come on, ia vină încoace. Și le întreb: are you ready to dance? Yes. Da. Trebuie, ești gata să dansezi cu noi? Așa din mers. Și el săracul, nu știu, și a început să râde și el picioarele, pe unde nimerea. Dar în principiu un moment sincron a fost. Păi nu vrei să știi ce hohoteală era, erau hohote de râs în public în legătură cu costumele noastre de scenă. Deci valizele s-au pierdut la aeroport. Noi am făcut escală și am zburat cu două avioane. Și când am ajuns, când am aterizat în ultima dintre locații, s-a adeverit că valizele noastre nu sunt. Bagajele mele n-au ajuns, prima zi n-au ajuns, a doua zi n-au ajuns. Deja credeam că mi-ies din fire, pentru că am și găsit alte soluții, am și găsit alte costumi. A fost tare haios, pentru că eu de fapt am făcut iile special de acasă, iile brodate cu flori tricolor, brâie naționale la fete, costumul meu în culoarea tricolorului. Deci era ceva absolut indispensabil nouă. Deci noi trebuia să le avem pe scenă, altfel n-am fi fost la fel de colorate și interesante pentru publicul de acolo și astfel n-aș fi adus o parte din Moldova mea acolo. Era un scop moral la mijloc. Am început să sunăm la un moment dat și am sunat la ambasada Moldovei acolo și sunt foarte recunoscătoare ambasadei, pentru că de fapt eu mă așteptam la un ușor refuz, dar ei m-au tratat ca atare, ca pe un cetățean al țării noastre. S-au implicat și dumnealor, ca până la urmă valizele să nu ajungă. În ziua semifinalei noi ne-am dus și am improvizat ceva. Când eram îmbrăcat în plan B, deja, planul B era pe noi, ne-am pornit la concert, să fim cu jumătate de oră mai devreme, așa cum se cuvine, ca niște artiști civilizați. Mă sună alea de la recepție, fetele, și îmi spun... Deci, pe cuvântul meu de onoare, 20 de minute înainte spectacol, băi, am crezut că fac stop cardiac. Știi, nu știam ce să fac, am început să tremur. Eu până atunci n-aveam emoții. Dar din momentul în care ale de la recepție m-au sunat fetele și mi-au zis că hello, Doinița, noi avem valizele voastre aici, a fost ceva de groază, eu nu știam ce să fac. Eu am căzut jos, eu am genunchiat, eu am început să plâng, eu am început să strig isteric, mie nu vine să cred că chestia asta se întâmplă cu mine. Nu am ezitat să aflăm dacă Suedia s-a mulat pe gustul acesteia, dar și dacă moldovenii au de învățat de la poporul suedez. O societate foarte civilizată, de la care noi chiar am avea multe lucruri de învățat, adică eu zic de fiecare dată că trebuie să păstrăm ce avem noi mai frumos și mai bogat acasă, dar să luăm ceea ce e bine din exterior. E altă viață. E o viață care lucrează, știi, pentru oameni și oamenii se simt că trăiesc acolo cu adevărat. E foarte frumos acolo. Acolo e liniște, acolo oamenii sunt cu zâmbetul pe buze, acolo oamenii sunt pașnici, acolo oamenii sunt calmi. Acolo e respect reciproc între pieton și șofer, lucru elementar. Acolo e respect atunci când stai la coadă într-un rând. Acolo nu e normal să sun la aeroport de 10 ori să întrebi: hei, unde e valiza mea? Adică nu trebuie să tragi, de fapt, da, se forțezi nota. Ei lucrează pur și simplu. La ei toate lucrurile funcționează. Bine, durează mai mult sau mai puțin, adică în dependență de situație,
de caracterul situației, dar de fapt toate lucrurile funcționează în favoarea oamenilor și de la asta oamenii sunt fericiți. Aerul e altfel, pentru că nu este încărcat cu energie negativă. Noi avem foarte multe lucruri frumoase la noi în țară și foarte mulți oameni frumoși, dar din cauza că unele lucruri nu funcționează chiar bine, se simte cum planează așa în aer uneori o energie așa sumbră. Tot felul de corăbioare care vin, pleacă, lucrurile se mișcă acolo armonios pe valuri de apă, cred că asta ar fi partea cea mai frumoasă. Și orașul în sine este foarte frumos pentru că ceea ce aș vrea să se întâmple și la noi în capitală, deci nu sunt panouri publicitare, murdării, gherete, case colorate în tot felul, de culori, cu arhitecturi diferite, nu e așa. Dar căsuțele stau așezate, sunt ca niște mergelușe. Sunt foarte frumoase, sunt una ca una, sunt în aceeași stilistică, în aceeași coloristică. Deci tot orașul e ca o perlă pe un mal de apă. Deci îți vine să-l mănânci, e bomboană. Și mai e interesantă intrarea, e o intrare în piatră, ca un fel de tunel, așa, că sunt foarte mulți munțișori de piatră de la ei prin zona aia. Nu sunt foarte înalți, dar suficient de așa, deosebit, să zic. Pentru noi nu avem din ăștia. Și era săpat un tunel în munții ăștia de piatră care face intrarea în oraș. Și până la tunel, deci vezi natură, niște copaci sălbatici, piatra asta. Și când treci de tunel, care de fapt nu este foarte lat, e puțin așa, nu e foarte mult, nici nu știu câți metri să spun să fie. Se vede partea cealaltă. Deci ai trecut prin el și acolo se deschide orașul. E altă lume. Deci o trecere e ca și cum ar fi o oglindă fermecată. Știi, stai pășit dintr-o lume imaginară într-o lume reală. Ne-a reprezentat țara cu succes și a onorat rolul de ambasador al culturii moldovenești cu demnitate. Ce alte surprize ne pregătește excentrica interpretă, aflăm în momentele ce urmează. Se muncește la câteva piese total diferite. Una ar fi o piesă populară cu elemente cu instrumente folclorice, 100%. Alta ar fi în stil club dance, ceva de genul ăsta. Am vrea să realizăm în vara aceasta o versiune video, un videoclip la duetul meu pe malul mării, pe care l avem cu maestrul Ricu Vodă. Asta ar fi un plan foarte. Deja am făcut niște filmări pentru o piesă de-a mea mai veche, pentru că n-a fost în plan, dar publicul este vinovat de foarte multe ori în ultima vreme, pe la spectacole, pe la concerte, pe la evenimente private. Oamenii mă întrebau, de ce noi nu putem să vedem versiunea video a piesei acestei? De ce noi putem să o ascultăm numai în format MP3 pe internet? De ce noi nu putem să o vedem la televizor, la televiziunile de specialitate? Ca toate acestea să-i reușească, Doinița are alături de mai bine de 10 ani nu doar un manager priceput, dar și un om și un prieten excepțional. Tot ceea ce sunt eu, de fapt, ceea ce oamenii văd pe sticlă sau în salele de spectacol, se datorează în primul și în primul rând producătorului meu, Cătălin Gondiu. Și eu lui vreau să-i mulțumesc pentru asta. Și cred că el mi-a educat, m-a îndrumat pe calea cea corectă. Am avut marele noroc să-l întâlnesc pe el, care este o persoană foarte echilibrată și foarte calmă și care m-a ajutat în momentele mai dificile, mai grele, momentele în care eu, pe lângă faptul că sunt, cum ți-am zis mai sus, sunt și foarte impulsivă, m-a învățat că trebuie să tratez lucrurile cu echilibru, cu bunătate, cu dragoste. De fapt, lui datorez tot ceea ce sunt acum și cred că pe mine unele probleme din viață m-ar fi distrus ca și artist, dacă nu aș fi avut protecția lui Cătălin. Pe finalul discuției, interpreta a adresat un îndemn pentru toți fanii. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru toată prietenia care ne leagă în anii aceștia, pentru că eu am zis de multe ori și mai zic că există datorită vouă, oamenilor care îmi apreciază creația mea și care mă motivează să creez mai departe și să merg înainte. Și ce pot să vă urez? Vreau să vă urez curaj și să mergeți întotdeauna înainte spre împlinirea viselor voastre. Știu că poate sună clișeistic, dar înainte. Numai înainte.